sindicați. Mi s-a întâmplat de multe ori să am surprize în ceea ce privește modul de înțelegere a resortului adânci pe care artiștii erau atunci când își urmează forțe. Există plan literar, există plan artistic, conferințe literare, grupuri, curente literare. Pentru că acestea au o motivație plecând de la niște idealuri sociale, idealuri politice, idealuri estetice. De data aceasta avem o surpriză, în sensul că cei patru artiști au totuși un punct comun. Au expus de multe ori la această galerie a Centrului Cultural al Ministerului Interne, au rămas legați de această familie culturală și s-au întors cu plăcere de fiecare dată. Aceasta arată că un plan artistic, un centru cultural, a însemnat multă vreme un reper în viața culturală bucureșteană. Și bucuria mea ar fi ca acest lucru să reîmpire. Câte vreme, instituții, cel puțin la fel de prestigioase, din preajma noastră, au prins porții. Biblioteca pedagogică, biblioteca metropolitană. Se pare că nici centrul Calderon se simte bine. Astfel încât șansa centrului cultural al Ministerului de Interne de a reînvia o tradiție culturală este cu atât mai vie și mai posibilă. Acest lucru face ca revenirea în această sală de expoziție concentrată a unor artiști profesioniști, însoțiți și de un artist care a făcut foarte multe pentru arta din cadrul Ministerului de Interne și pentru a atrage mari profesioniști, mari artiști alături de minister, m-a făcut ca și eu să mă întorc în acest loc și să îmi aduc aminte că aproape 10-12 ani în urmă a făcut un inventar al operelor de artă aflate în gestiunea și inventarul Centrului Cultural. Am găsit atunci 130-140 de lucrări de artiști. Sunt convins că unele sunt în depozite, unele sunt în diverse primări, dar ele nu sunt o oglindă a ceea ce este potențialul Centrului Cultural și acest lucru mă face să cred că acest potențial poate renaște. În ceea ce privește miza acestei expoziții, bineînțeles că doamna Muradă, realizatorul expoziției și pentru care cred că merită toată apreciarea, a exprimat o potențialitate. Vorbim aici de un lucru matici și plastici, reflectă momentul aniversar centenar, reflectă România. Avem în plan central un tablou care, aș zice eu, este emblematic pentru această expoziție. El aparține doamna Mariana Falea și un întâmplător al să încep cu un artist femeie, și politența, dar și consecvența cu care domnia sa a răspuns la Ministerul de Interne. Acest tablou ne poate aminti de România Revoluționară, al Constantin Daniel Rosenthal, ca să zicem, începuturile alte românești, în care, la fel, o femeie îmbrăcată în mie populară, cu drapel, se numea România Rupe Lansul de Sfântăria Libertății. Sigur, expresia acestei românii moderne este cam doare, cu obrajii îngrijorați, același drapel și ea, la fel românească, ea pe care o poartă și doamna Pale. Această trecere ideală de acum un secol, România lupta la lanțul de Câmpia Libertății și România Pale, este de bun augur, este o dorință sufletească a artiștilor, poate și a țării. E adevărat că unor venind în contradicție cu ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Doamna Mariana Palea, sigur, cu aceste tradiții și sânge ancestral dunărean și se vede acolo, este un tablou cu bărci pe Dunăre, a reușit în ultima vreme, în ultimul an, pentru că eu i-am urmărit lucrările și la Palatul Parlamentului, cred că în ianuarie anul trecut, să treacă într-un alt registru artistic. După cum vedeți, este un registru care sugerează naivitatea, puritatea,
parte all'istoria națională, vedeți acolo un Avramian stilizat, niște copii care colindă. Suntem încă în spiritul începutului de an, iar Doamna Fada reușește prin aceste tururi, aparent de pictură naivă, dar cu mare reverberație, să sugereze puritatea acestor sentimente care niciodată nu se șterg. La un monopol oarecum opus, ținând cont de o sobrietate specifică picturii de gen, se află domnul Mihai Marian Cârstea cu această... Se află cu această serie de picturi din spatele meu. După cum vedeți, avem în prim plan o figură de, să zicem, de boier din părțile Sibiului sau poate din marginea Bucureștiului. Ne duce cu gândul la picoarea țăranilor lui Camil Resu. Este un țărac cu privirea întoarsă în interior. În spatele lui se află, să zicem, un târg, sugestia unui târg, unui carnaval. El are altă privire, lumea în interiorul e mai importantă decât cea din spatele său, arată forța sufletească a neamului. De asemenea, avem câteva tablouri de inspirație de la Sibișoara sau din zona Ardealului, în care elementul aspru al peisajului este umanizat cu acei copii urători, așa aproape minusculi, dar în același timp, au forța de a da viață acelui tablou, acelui burg rece de ardeleanță. Domnul Tudor Vescu, pare rău că lipsește aici, este unul dintre artiștii cu totul și cu totul special, un artist consacrat care are și o cotă de viață considerabilă. El este prezent cu un grupaj de tablouri, în partea centrală, în care zona dominantă este sugestia și aș putea spune simbolistica. Acea cumpănă situată între două lumi, un apus, care, o lume care se sfârșește și o lume care începe, la fel casa situată între niște copaci înfloriți, sugerează decorul de margine de oraș, de margine de București, dar în același timp o lume rurală încă puternică și încă capabilă să transmită emoții. Dacă observați și realizarea tehnică a domnului Vescu, ne duce cu gândul spre desăvârșire plastică. Acest ecou de mahala trimis către lumea civilizată este, de fapt, dorința noastră ancestrală de a ne întoarce la origine. Domnul Mihai Cârstea reprezintă un caz aparte de artist. Lumea sa face o figură cel puțin egală între artiști plastici profesioniști consacrați. Lumea sa este un artist consacrat, dar a pornit alte căi către artă, căi care îi dau o disponibilitate foarte mare în câmpul plastic. Dacă vedeți, are peisaje de la Pomana Natală, acea câmpie sudică, sud-dunăreană a Pomanei cu lacul, cu Mlaștin și biserica în spate, este o caracteristică a imaginii sale despre peisaj. Dar în același timp are și câteva lucrări de gen. Cum este această tablou cu flori, care reprezintă chiar mai mult așa o trecere spre o altă lume, acea boltă ar putea sugera o trecere spre o lume ideală. De asemenea, umanizarea tabloului, vârstele care privesc spre acel personaj masculin care e înconjurat de o boltă liliachie, ar putea reprezenta, să zicem, o privire către o lume care ne așteaptă. De asemenea, dintre toți artiștii expozanți, domnul Cârstea are și curajul unei expresii mitico-simbolistice, acele umbre care duc cu gândul către o lume, nu știu eu, îndrăzărită, o lume care
așteaptă de fiecare dintre. Dacă există o caracteristică care unește pe acești artiști expozați, este, am putea spune, cumpătarea, modestia și buna cuvință într-o lume în care partea materială, partea contestatară, este foarte activă. Domniile lor, fiecare în parte, au ales această cale a pasului cu pas, a artei făcute temeinic în atelier, a regândirii și relansării artistice, nu neapărat exprimate public, ceea ce face ca să fim cu toții într-o familie unită. Pentru că esența acestei țări, și dacă ne-am gândit din perspectiva a ceea ce reprezintă 1918, nu pot fi contestațiile violente, ci aș putea lucrarea individuală a fiecăruia dintre noi, pentru că până la urmă unirea a fost făcută de forțele populare, nu de forțele contestatare. În acest context, mă bucur că Ministerul de Interne a regăsit calea către dialogul cu artiștii, îi doresc să continue această activitate. Personal, ca unul care m-am implicat mulți ani în această activitate, în măsura în care voi fi invitat, voi participa cu mare plăcere. Doresc succes tuturor participanților și nouă bucuria de a privi aceste tabere.